Mergi în pauză? Da. Știu că sunt domnul alegător, știm că am pierd, țin. Așa cum bine știm cu toții, consumatorii în România nu sunt la fel ca în alte țări. Consumatorii din România au acel special, acel ceva special lor. Și dacă faci un studiu despre percepția consumatorului român, despre ce îi place, ce apreciază România și folosește același credul cu altă țară, este rămas și vezi să nu iasă la fel. Doar că la noi avem și niște explicații foarte frumoase pentru ceea ce aleg oamenii atunci când sunt întrebați de agențiile de research. Și pentru că există destul de multe topuri la nivel internațional despre care sunt brandurile cele mai folosite, cele mai iubite, cele mai apreciate, branduri de tehnologie, anul trecut am realizat și noi în premieră acest top despre device-urile, obiecturile, gadget-urile, brandurile pe care românii le iubesc. Aici este o ediție frumoasă, foarte apreciată, o ediție în care toate brandurile din ediția trecută au share-uit pe Facebook, pe Twitter, ne-au cerut ilustrații, poze, explicații, s-au întâlnit cu cei de la IOC Market Research, agenția noastră de research, care a făcut studiu. Și pentru anul acesta am zis, ok, hai să le extindem, hai să vorbim în afară de tot ce înseamnă gadget-uri și de platforme, să vorbim de tot ce înseamnă brand-uri tech, mai ales că am fost solicitați anul trecut și de Microsoft și de Intel, dar și noi suntem tech. Noi de ce nu suntem acolo? Vrem și noi să fim luați în calcul atunci când faceți top. Aș vrea să mulțumesc celor care sunt de la branduri aici în sală acum, în special prietenilor din blogosferă, mă bucur că sunteți aici alături de noi. Nu a primit nimeni comunicatul, pleacă în 10 minute de la noi, voi să fiți aici în sală să dați pe Twitter și să lumea o să vadă. Și am să vă rog să întâmpinăm cu Alexandra Cojocaru de la IOC Market Research. Te rog, Alexandra, vă rog un aplauze. Hai să vedem ce ne mai mult.